Bună seara și bine v-am găsit! Fiecare dintre noi se tot caută în lumea asta până se găsește. Unii se găsesc pe ei însuși mai devreme, alții mai târziu, iar alții niciodată. Eroul meu de pe canapea a fost într-o veșnică căutare, a lucrat mult asupra sa, a încercat fel de fel de meserii, iar astăzi pot să zic că l-am la discuție pe unul dintre cele mai importante vedete din Republica Moldova, cel care semnează prezentul anului 2024. Nu știu pe cât de vedetă se simte el și familia lui, dar Dumitru Roman, el este beton, el este carbon și el este Valera de la Zebra Show. Probabil așa cel mai bine și mai e corect, dar titulatura neapărat o să mi-o zici când ajung pe canapea. Bună seara, dragii mei! Bună seara! Simți vedetul, Dumitru? Nu, am vrut chiar să intervin de aici, să omitem, deci să omitem acest cuvânt, că noi despre... Nu despre mine, voi? Despre Olei. Facem cunoștință Olesea. Dumitru și Olesea Roman și puie frumoși de pe canapea sunt Ilinca și Mihai. Salutare! Salut! Eu înțeles că voi sunteți tare vorbăreți și noi chiar o să avem ce vorbim în această seară. Ia spuneți-mi, sunteți importanți pentru că pe tatăl arată des la televizor în ultima vreme și vine pe la interviuri și îl cunoaște toată lumea? Da. Vă da. Place lucrul ăsta, nu? Da. Am văzut foarte multe. Multe interviuri, nu? Da. Și ai fost și la premiera filmului Carbon, care a fost anul trecut. Eu nu m-am uitat când era Nu tot, micuț. Nu? Tu ai fost, dar nu ți-i minte. Că tu erai l-ai văzut din hol. Da. Dar vreți să ajungeți așa... cum zic multe, investiți, celebri, ca și tata? Da. Vreți să vă știe lumea și pe voi, așa cum îl știe lumea pe tatăl vostru? Vreau să devin cel mai bun polițist. Wow. Eu vreau să fiu o bonă. O bonă? Pentru păpușile tale? Nu. No. Dar pentru cine? Pentru tată? Pentru copii. O bonă pentru copii? Da. Două profesii care s-au duc cu bani în casă. Bravo, te simți vedeta anului? Nu, nici de cum. Nu, rămân tot acolo unde eram. Descoperirea anului în cinematografie? Aș vrea să fie mai des astfel de descoperiri, că cu adevărat sunt oameni foarte mult cu talente ascunse, care cumva nu sunt văzute sau nu le dau valoare altcineva care sunt din domeniu. Steagurile este sovietice. Pe ce e scris în chirilică, aruncat la gunoi. S-a schimbat puterea, Mihail Gheorghe. Mine sovietic, dar nu mai există. Ne отдадим и пяди нашей приднестровской земли молдавским национал-фашистским захватчикам. Tu vrei să te duci la învățat, să dai cartier, trebuie să înțelegi că eu asta o fac pentru noi. Păi, du-mă pe frunte, rog. Așa vrei să duci? O, la așa strani găsați mireas. Vezi, nu știi cu coasă. Mâine, poi mâine, ai să ajungi și tu ca dânsul. Și patrioții al de tine se lasă să se mănânci câinii. Ce ați făcut aici? L-am găsit la marginea drumului. Este numele nostru, precis. Te rog, băieți, lasă-mă să mă duc. Dar pe eu rămân. V-ați luat cărbunile și ați frecat-o-nă. Că-te clar, vai. Nu-i de-a lor. Du-l înapoi. Пацаны, это разведка. Тут у нас афганцы нарисовали. На колени! Быстро! Eu am 100 de când îmbruc omul ăsta. Hai cu mine. Dar Abdulex, mă lămuresc cu omul, nu? Îmi dai adeverința asta de moarte sau nu? Eu cu bolnăjii am treabă și nu cu morții. Și nici cazac mort ai găsit tu. Aici s-au pornit războiul ei. Ei sunt puștiți în satul nostru? Hai să răspunzi în rând cu mine, Bori. Și-ați Mihail Gheorghe și eu un stacan de gen din sufletul. Disgropați-l, Totamu. Totamu, disgropați-l! Cine ești tu? Tu știi, eu aveam o problemă tutându-mă la podcasturi, că chiar ai fost luat la întrebări de jurnaliști în ultima vreme, da. Și mă bucur că ai adus-o și pe Olesea să o cunoască lumea. Spune-te. Pe generalul din umbră. Ați spus. Cred că eu sunt un tiran acasă, dar zi la voi vorbea. Nu m-a întrebat încă. Da. Acuși stai, că acuși întrebe tiranul, că până la urmă ceea ce ești tu pe sticlă se datorează familiei de acasă. Cine e Dumitru Roman? Actor? Ca și pasiune, până una alta. Am înțeles că te-ai întors la facultate. Da, sunt anul 2, semestrul 2. Dar pentru prima dată ai dat la facultate de actorie în ce an? Sau la regie? 2017, am făcut producție. La producție am aplicat. Un an sau vreo jumătate? Cât? Cât timp am învățat? Cât ai învățat? Un an și jumătate. Un an și jumătate. Un an și jumătate? Ai cum am învățat? Metafor expus am învățat, adică eram pe list. Un an și jumătate.
adică un an și nu chiar jumate, dar și am prins și al patrulea semestru. Aha. Dar cu grupă erai? Cine era? Domnul Margineanu, Virgiliu. Ah, el e curatorul. Și acum te-ai întors tot la el? Da. Ai așteptat să ia alt curs? E tot la fel cursul 2 sunt. Cursul 2 am colegi din 2004-2005. Măi, Doamne ajută. Dar tu ești vedetă pe lângă dânsii. Dar nu omitim cumva, nu sunt vedetă. Sunt un om care... Toată lumea visează să-i se spun așa, măi, toată lumea visează. Iată o să ajungă și o să vadă că sunt și minusuri foarte multe. Eu știu că te deranjează. Doar mai multe minusuri, sunt decât plus. Suntem în Republica Moldova, cumva, știi. E bine, e remunerată munca, adică dacă nu avem de lucru singure, ne găsim. Faptul că lumea te recunoaște e un plus, că mai câștigi de acolo, de acolo, de acolo, te mai filmezi într-o publicitate, mai reprezinți o companie, mai, nu știu, adică pe asta e bazat. Și suntem o echipă, fac parte din echipa Zebra Show, cum și-am menționat, și de lucru este. Adică dacă nu este de lucru, noi singurii ne găsim. Alo, și unde ești? Asta cine? Asta e Dima, băi, colegul tău de clasă. Eu l-am stat la școală. Azi ne-am înțeles că ne vedem la întâlnirea cu absolvenți. Aha, bun, hai că eu mușcă mă pornesc, dar voi unde sunteți? Care voie, că eu sunt unul singur. Repijor, pregătim sala festivă, că am uși vin absolvenței. Bună ziua! Eschimoschi, mânzu, românesc. Iuhtimoschi, mânzu, roman. Raisa Petrovna, ăștia-s și mie iubiți elevii mei. Și agrămaților și sunteți! N-am ochi să vă văd! Jel, trebuie să strâns câte 50 lei să luăm niște flori de regentă. Nu dau ei niciun leu, ei! 12 ani de zile am strâns bani pentru... Hai, ui, știi, Jel, 50 lei, 12 ani, femeia asta nu a fost de regentă. Ți-i mamă până la urmă! Da, ui, dar florile s-o filească-i! Deci cumpărăm un caniac, tot noi să-l bem, nu? Toarnă pahare, toarnă șompea, că vinul-i pluce din via mea. Am ușa să înșepe. Domn director, domn director! Dacă ceva ești ăsta flăcăii mei, toată viața am știut ca să ajungă oameni mari. Nu râdiți aia de străbălăturilor sunteți! A să ajungeți niște narcomani și niște lepădături! Dar tu, Vica, dacă așa se continuă, în general aș eu prăstit... E că ești o avut dreptate. Meseria de la Zebra Show e o meserie nouă apărută în Republica Moldova, cea de vlogging, filmatul, montatul, sketch-urile astea, cu câțiva ani... Nu erau la mână, da, era bazat doar pe entuziasmul vostru și pe nervii familiei, bănuiesc. Da. Trebuiau scrise scenariile, trebuiau filmări și din banii familiei trebuiau luat cameraman, montaj, bănuiesc. Ei bine, că bugetul, adică nu mai atât de mult era afectat, sau cu 75 lei sau fără 75 lei, adică nu se simte. Dar, cu perechi de cercei sau fără perechi de cercei. Da. Bine, noi investeam, adică până la urmă s-a recuperat banii, recuperat, a meritat efortul și acum uite, strângem roada. Acum poate suntem mai pasivi pe domeniul online. Dar cel puțin strângem roada, avem alte performanțe în alte domenii și deja suntem ca autori, scripteri, adică scrim scenarii. Bun, nu într-atât de profesionist, când învățăm, mai avem de învățat. Dacă e să ne concentrăm pe Zebra Show, că o să punem multe bucățele de acolo pentru publicul de acasă, am zis, astăzi nu ne cântă nimeni, azi o să vorbească... Nu, noi putem cânta, dar rău. Da? Cântăm, cântăm? Azi o să vorbească numai Valera cu Valea. Cântăm sau nu cântăm? Ce cântăm? Și cântăm. Dar și-mi plătește, vă întrebat. Mama plătește. Mama plătește în mâncare, în haine cumpărate, în curățenie, în... Olesia, să-ți dăm voie să vorbești sau nu? Da, da. Nu, glumesc. Nu zice bine, eu o să vorbesc în timp potrivit. Ia știi cum să... Nu, eu o să revin la întrebare care voiam să ți-o pun. Eu am remarcat că ești un băiat foarte inteligent. Și știu că scenariile de la Zebra Show ți aparțin tot ție. Deși ca imagine pe care o joci în Zebra Show este imaginea moldoveanului tipic care... chefuiește o viață întreagă și cred că ți s-a lipit imaginea asta și ea te deranjează acolo unde merge undeva și ești bețivul din Zebra. În lumea percepe așa, știi, cei ce văd, hai, Vircoș, Valera, dă-și grame. Adică nu că eu m-aș da într-o parte, dar adică se exagerează foarte mult, se încurcă situațiile, adică unii mă aflu și unii sunt. Și cu atât mai mult, doar acum iarăși mă adresez, nu numai o dată am spus. Eu slavă Domnului, parcă lumea, adică pe lângă faptul că
până a deveni cunoscut în spațiu public. Eu am în spațiu prieteni cu care am crescut împreună. Eu am prieteni din clasă, prieteni din copilărie, din ogradă, cu care eu nu reușesc personal să mă văd. Și cei care îmi spun, și nu găsești o oră să ne vedem, să mai vorbim așa la o nu știu și acolo, la o harță. Da, da. Zic, băi, omule, eu cu amei nu mă văd, cu anii nu mă văd. Și cineva s-a supărat, adică, pe mine. Cineva înțelege situația și cumva ne vedem peste un an, dar e bine, ne vedem fără reproșuri, fără nimic, spun de prieteni. Dar cu ăla care nu mă cunosc, dar n-am niciun interes să mă văd cu tine, care e sensul? Adică eu cu amei, cu familia, nu reușesc să vin acasă normal să stau. Felicitări, Marcica, cu ocazia zilei nunții. Să știi că Nana Valea tare, tare mulțumit la tine, te iubește. Dar tu, Iura, să ai grijă de Marcica, să nu o superi, că de alta noi să avem grijă de... Repetă-i cuvântarea de la masa mare. Parcă văd că tu l-a întâmpinat de amos și muțit. Da, băi, Olius, că așa e tradiția. Femeia cu vorba, bărbatul cu torba. Cred că întotdeauna pe ghebul meu. Eu iei o sacoșă, îmbli cu sticla asta, parcă ești un alcaș. Dar ce ca, dacă tu așa și ești? Este pachet și... Vai, pe noi ne-a chemat la ora 5, dar mai ora 2, unde duci? Păi, eu la nuntă mă duc să arăt frumos, ei. O să fac cioscă, machiaj, unghii. Dar tu, dacă vrei să arăți așa, păi... Hai că ieși la dreapta. Ia uite la dânsă, Cleopatra. Mulțumesc, Galeus, pentru felicitare. Așa o surpriză. Mersi mult. Hai, ne vedem ca în tinereță, la 40 de ani. Nu fac nu la telecentru, zic, de ziua mie ne vedem. Da. Hai noroc. Băi, loaderule, tu poți măcar azi ceva să faci pentru mine? Portul nu ți-l dau. Vine calea de la Padova special pentru mine, eu trebuie să-i pun ceva pe masă. Poți o leacă mai încet, mergi filmă, muia. Băi, putoare, ia te-ai sculat chiar, muia. Știi ce, ia-ți-ne lista asta și hai, ai tins-o la magazin. Eu trebuie să mă gătesc, e ziua mea de naștere, eu sunt femeie. Normal am vrut să stau și eu o zâri tins în pat și nu-i chim. Ele că 13 ani zâri ai stat la mine în schinare. La tine în schinare nu-i comod. Da. Mana azi trebuie să și văzui din naștere. Scorche. Sistema fracției este живой organism. Ah, acum împărțit lumea. Всех вас. Și amuia tot așa e. Și el bogastă cu cap sus. Dar cel sărac i-a plecat în jos. Chiar dacă sunteți bătrâni, tot atinereți mirosați. Să-mi oprești de voi. Este ora 17. Serialul se începe. Ce faci, fă? Trăiesc un idiot. Nu de asta te-am întrebat. Ce-ai schimbat canalul? Valera, să începi serialul meu și îmi povestești unii. Așa să aflăm dacă Alexei o schimbă pe Olga sau nu. Iar la serialele astea prostiești, atâta te uiți. Prostiești, asta-i satul unde tu te-ai născut. Glinjeni, dacă ceva se cheamă. Pentru cineva Glinjeni, pentru tine prostiești. Valera, asta e serialul de viață. Dar cu eu îi povestesc dacă tu viață n-ai? Aici stai de viață. Aici stai despre viață. Că eu concret mă uitam la film despre viață, despre viitorul nostru. Cum e împărțit în clase sociale, între bogați și sărași. Între ăștia care au și între ăștia care n-au. Care au minte și care n-au minte. Faci parte din clasa a doua. Escatina tot și-o schimbat-o. Divergent se cheamă filmul. Dar măcar și detergent nimic tot una. Deadpool. Deadpool. Valera, dacă te mai îndrăjești, am păstrup mâinile. Și eu n-am de gând să te hrănesc cu lingurița. Lesia, cine era Dumitru când te-ai măritat cu el? Nici chiar asta îți povesteau, adică... Sincer, pentru mine e foarte curios. Știi de ce? Pentru că... Noi, femeile, întotdeauna căutăm bărbați pe care să ne putem baza. Bărbați care să ne asiguri cumva un viitor. Bărbați cu care să putem face copii, să-i creștem, să fie un tată bun pentru copii.
Eu urmărind prin podcasturi CV-ul lui Dumitru, păi am înțeles că ai făcut de toate în viața asta ca să poți supraviețui în oraș, că ești copil de oraș până la urmă. Și ai făcut tot felul de munci sezoniere, de la construcție, ospătar, bucătar, bun, vlogging-ul ăsta a apărut mult mai târziu. Da, da, ca și facultății cu acte în regulă, încă n-ai niciuna, deși vreo trei cumva încerci. Deocamdată. Deocamdată, Doamne ajută, eu ți-am zis, mă bucur că ai revenit. Și atunci o întreb pe Olesea, care e doctoriță și o meserie foarte serioasă. Nobilă, aș spune. Da. Nobilă și serioasă. Și spune... cu ce ai cucerit-o? Cum ai cucerit-o? Cum a început povestea voastră? El nu știe asta. Știu eu. Dumitru a apărut în viața mea ca un aer desă de primăvară. Eu spun tot timpul, de fapt și el cred că spune, noi am venit în viața unul altul, atunci exact când am avut nevoie de asta. Mă întreb cu ce m-a cucerit. M-a cucerit cu simplitatea lui și cu simțul umorului care... Bun, acum m-am obișnuit deja și poate câteodată nu mai reacționez atât de frumos și cum vrea el ca pe timpuri la glumele lui. Dar atunci eu țin minte că noi stăteam la balcon până la ora 5 dimineața, eu la 7 trebuie să plec la lucru, până la 5 dimineața, bun, asta pe timpuri deja când deja locuiam împreună, și râdeam. Și râdeam, sincer, el atât de mult îmi povestea și în continuu spune, de unde el are atâtea istorie. Și prin multe altele care le țin așa pentru mine. Frumusețea e pe a șaptelea plantă. Cred că nici tu nu poți spui asta despre mine. Câți ani aveați când v-ați luat? Când a luat. Deci spun că el a venit în viața mea exact atunci când trebuia, că eu aveam deja 30 de ani. Da. Super, eu știu că ești un pic mai mare decât Dumitru. Deci era o femeie matură care știa ce vrea de la viață. El nu era omul pe care îl cunoaște astăzi o țară întreagă. Eu știu că nu-ți place cuvântul vedetă, dar tu ești. Deci tu faci bani din asta, lumea te cunoaște, te invită la evenimente, tu ești moderator de evenimente, tu faci scenarii pentru oricum, astăzi se găsește toată lumea, nu pot să zic că îți fac o publicitate gratis. Deci tu ai muncit mult pentru ceea ce ești astăzi. Dar atunci când te-ai surat, nu cred că le aveai pe toate astea ca și background. Nimic n-aveam. Deci trebuia cumva ca această femeie cu meserie, care a făcut câți ani de medicină? 9 ani de medicină. 9 ani de medicină, să se uite la tine. Asta este important. Eu asta aș vrea să deschidă. Ea este un doctor foarte, foarte bun și eu a fost milă de bine de pacient. Știu, să-l tratăm. Doamne, are șansă. Timp așa glumă. Spun, de ce te-ai uitat la mine? Spun, sincer, din miele. Într-adevăr, nici haine n-avem pe atunci. Ia zi cum te-au testat socrii. Pentru că părinții fetei întotdeauna întreabă, dar de-a cui, dar șinii. Nu. Tot altă istorie a fost la noi. Nu spunem chiar la televiziune. Chiar... mai obscur. Ok, dar te împaci bine cu socrii? Nu, foarte bine. În primul rând, eu am făcut prima cunoștință cu mama soacră. Uh-huh. Adică ea făcea adeseori naveta spre Chișinău. Eu foarte repede m-am mutat la... Ea locuia la chirie. Eu fiind din Chișinău, adică nu i-am propus ei, hai nu plăti chiria, poate vii la mine străiești. Deci ne-a luat două pachete, ne-a luat și gentuța. Și zile, fără și am venit și eu, da și asta, zic, eu m-am mut la tine. Și am făcut cunoștință cu mama sacră, repede am făcut, adică peste vreo două luni, cam așa, poate cam mai repede. Și ulterior deja am fost la Megapolisul Drochea, acolo, da, și acolo deja am făcut cunoștință cu tata socru. Tata socru m-a primit, am vorbit. Te-au dus să vezi, bănuiesc, nu? De obicei așa se stează. Nu, nu, eram la masă. Cum e la harțag? La masă, la cumnatul în casă, adică la fratele Olesi. Stau la masă, am mâncat, foarte ok, se hrănește gustos acolo la Drochea, chiar îmi place. Eu când vin mănânc foarte bine. Și am zis că probabil au fost întrebări de gen, dacă știu cum, pe atunci eram bucătar. Bucătar și mai cochetez cu actoria, când mai făceam spectacole ceva cu băieții, mai ieșeam noi prin cluburi, mai la filarmonică, deja practic începusem să facem niște spectacole. Și adică cochetez cu asta, dar gândirea aia postsovietică, dar și nu duci la zavod, să lucrezi. Normal. Adică ceva de gen. Deci bucătarul e o meserie bine plătită. E, destul de ok. Mai vii cu pachete acasă? E, asta e așa o iluzie. Nu, da, Olesia, n-ai mâncat noi bucățică așa de pâine.
mișcare. Nu e bună. Nu e cea mai bună. Nu, în primul rând, nu furi singur de la tine, că tu oricum o dată în săptămână trebuie să te calculezi. Da, fiind o bucătar bun, tu nu intri într-o atât de mare minus. Mai tai când cureți o bucată de carne acolo, 30% de exemplu, se aruncă, dar de fapt așa de frumos ai curățit-o, că s-au aruncat doar 20%. 10% deja ești în plus. Dar plusul ăla tu îl mănânci în local, teoretic. Nu se mai fură. Cu atât mai mult noi suntem din generația, nu... Poți sovietică, de acord, dar cumva mai pentru ce spun mâna. Nu vreau să fur, știi, de acolo. De exemplu, părinții noștri poate era, știi cum, momentul ăsta când vii, te angajezi la lucru și se poate fura. Exact așa e situația, te lei sau într-o și am să uitai și spune. Eu înțeles cu televizorul ăla din spate a plăcut, da, copiilor. Da. Asta la noi, în curte la noi, cam. Nu suntem 10 apartamente, dar... De afară așa sunt. Adică la afară, dar de la unde. Dar acum gătești, îți place bucătăria? Sau ți s-a urât pe viață? Astăzi am pornit să fac un suc crem, dar... Să-l gătești mâine. Din păcate, nu știu. Nu găsit toate uneltele. Avem o gospodină în casă, care, adică a treia gospodină, care cumva dispare ceva. Adică este Olesia gospodină și este doamna Andonie Olesia. Este, adică altă Olesia, care cumva încurcă. Nu spui că n-ai găsit unde e. N-am găsit unde, nu știu, de mult nu am gătit, cum să spuneți. Dar ai curățit măcar legumele sau nu? Ele erau fierte dimineața seara. O leză fierte. Eu trebuie doar prin... să dau prin blender. Andrei, că suntem la emisiune, iartă-mă, știi, și tot... Eu mă tem, ce m-a spus aici? Dima tot ceri scuză. E în fața mea trebuie să fie, adică nu eu. Mi-e frică să nu punesc. Cât de buni părinții nu pentru pui ăștia. Întrebați-mi. Întrebați-mi. Da. Pe cine să întrebăm? Pe Elinca sau pe Mihăiță? Cât de cuminți sunt părinții voștri? Voi puteți să vă lăudați cu ei? Vă ascultă pe voi? Da, da. În cont de sfaturile voastre? Păi, că noi avem cele mai multe jucării. De asta sunt buni. E ok și normal să zică. Dacă mama și tata cumpără jucării, înseamnă că sunt părinți buni, nu? Le cumpărat când eram micuți. Și tu acum ai grijă de el, ca să nu se strice. Acum nu-ți prea cumpără jucării. Dacă aveți un telefon, nu? Nu, avem suficiente. Și suficient și de dat. Mihăiță, dar eu am înțeles că tu ești elev în clasa 1. Da. Și acum toată familia ta a mers de nou la școală împreună cu tine. Și cu cine îți place să faci temele pentru acasă mai mult? Cu mama sau cu tata? Cu... Spune sincer. Cu tata. Cu tata? Da. Când le face el în locul tău, nu mai... Nu e adevărat. De ce cu tata? Că solfege cu tine e foarte super. Solfege, clasă muzicală și facem solfege. Deci o să fie artist cu acte în regulă. Dar a avut grijă tata să... Artist polițist. Mihăiță, dar îmi place că te-ai gătit pentru emisiunea noastră. Ți-ai și făcut aici o însemnare în coafură. Nu? Deci tu ești conștient că ai venit la televizor să devii vedetă. Da. Să te știe lumea. Acum o să mergi la școală și să povestești la toată lumea. Da. Dar la sketch-urile lui tate, vă uitați? Vă dă tate voie să vă uitați? Da, foarte mult. Da? Da. Și aveți preferate? Aveți vreun erou preferat? De cine din colegii lui tata vă place cel mai mult? Mi-mi place doar pe tata. De tata? E și normal. E tot pe tata. Tata e cel mai talentat, el joacă cel mai bine de acolo. Da. Dar repet acasă rolul? Intră în pielea personajului acasă? Nu, mă, el așa e talentat deodată. Se pune în fața camerei și filmează, da? Da. În schimb, ei repet frazele din sketch-uri. Cele mai pipărate. Cele mai bune? Da, da. Eu am cer scuze, adică scopul nostru nu ca... Nu poți suți copii. Da, 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 da. Adică așa este, involuntar, nu știu. Noi avem, și eu și colegul Pavel și băieții de la Zebra, avem, cred că, niște trăsături la față care cumva trezesc interes copiilor. Și da, sunt copii și mai mici ca ăștia și privesc. Sunt copii chiar bebeluși și o să cât noi adormim cu voi. Adică eu când vede, adică încremenește, știi, să se liniștește, știi, de la plâns sau de la ceva. Nu știu, avem o energie poate pozitivă. Probabil este ceva, habar n-am, nu știu. Eu știu că tu crezi în energie, în vorbele care se materializează. Da, am ceva. Poate nu într-atât de mult, dar adică uneori ca să-mi reușească acel lucru încep a crede. Și parcă ne reușești. Da. Parcă ți iese. Da. Da. Zi-mi cine te vedeai când erai mic. Unde te vedeai? Să mă gândesc. Apropo, eu locuiam aici puțin mai la deal de voi. Da. La unde mă vedeam? Ce vreau să... Bun,
polițist. Un pompier a fost copii. O perioadă, voiam să fiu pompier. Tu și arăți a pompier. Dar, apropo, eu, la fel la asta mă gândeam. Și facultate de pompier. Am încercat să fac, da. Ai încercat. Da, a fost o tentativă și la pompier, adică. Dar mi-am retras pe jur documentele. Da, da. Nu, mă chiar spuneam, știi, colegilor, că eu am învățat la facultate de construcție și acolo era o specialitate, protecția muncii și ceva cu incendiar, ceva protecție incendiar, anti-incendiar. Și le spuneam la băieți, deja colegi de facultate, zic, am vrut toată viața, cum toată viața, adică avem un vis să devin pompier. Pompier. Dar din cauza facturii mele de fiziologice, n-am mai dat la pompier, că tu fiind pompier, oricum, camarazii tăi trebuie să aibă încredere în tine și cumva să conteze, știi? Și eu fiind slăbuț, adică cumva, și mi-au spus, în zadar tu spui, zic, la noi băieți sunt și zdrăvouări, adică zdraveni, dar avem nevoie și de alte tine de ăștia mai, care se bage într-o crăpătură acolo undeva să extragă ceva sau să ajute, poate cineva să, nu știu, la o dărâmătură, știi, unde e prea îngust și ăștia mai zdraveni nu încap acolo. Și tu, mai slăbuț, poți să nu vrei. Mă gândeam și am încercat, dar am refuzat până la urmă. De ce? Am refuzat că... Și am încercat să fii consecvent în tot ceea ce făceai până ai ajuns aici. Mie mi se pare că uneori, știi, Dumnezeu... Îți poartă pașe fără voia ta, știi? Tu ai vrut una să faci, pe urmă alta să faci, pe urmă treia să faci. Dar până la urmă tot în actorie cumva ai ajuns. Da, da, da. Nu știu cum. Chip chiar ai pompier sau poate era un constructor sau poate ajungeai un inginer sau un arhitect. Inițial, în general, la mecanic eram pentru să ajung. O. Constructor de mașini sau să proiectezi. Da. Ceea ce a făcut el până acum, probabil și-l ajută. Acum în ceea ce face el. El cunoaște... Din toate domeniile câte un pic și nici totodată și nimic, dar le poate folosi iată în scenariile pe care el le scrie. Se fură, adică orice profesie se fură, mai ales profesia de actor sau prospecția asta, că te uiți la om, iată, de exemplu, băieții filmează, operatorii, gata, eu știu că ei sunt atenți acolo, ei deși nu râd, sau că ei nu înțeleg. Vedeți că ei deși nu râd, eu băieți prin ei, vorbesc de ei, n-aud acum. Ia ascult regizorul acolo, camera 2-5. Ce fel de educație ai primit de acasă, de la mama și de la tata? Ai fost un copil ținut din strâns? Nu, nici de cum. Nu. Eu fiind al doilea din familie, adică este badea. Badea Ioan. Da. Eu până ziua de azi spun badea, adică mine e badea. Tu ai o libertate de gândire foarte mare. Nu, n-am fost strâns. Să trebuie cumva să se cultive în timp. Eram, crească încredere în tine. Ca să înțelegi, am spus că locuiam puțin mai la deal și era un cămin, adică era o cameră și tot era comun, adică un coridor cu... Da, cu bucătărie comună. Da, comună, da. Și grădiniță nu prea am făcut. Adică am plăcut foarte scurt timp la grădiniță. Vreo două săptămâni, trei săptămâni, da. La fel ca și cu toate facultățile care le-ai făcut. Da, de acolo sunt. Eu 4 anișori aveam, 4-5 anișori, cam așa ceva. Adică înainte creșă nu era și de la 3 ani și ceva am mers la grădiniță. Că vara sunt născut, adică din toamnă, am blat puțin, apoi pauză, că am bolit o perioadă, după care iar am revenit la grădiniță și iarăși. Și deja la vreo 4 ani și jumătate, eu eram lăsat în cămin, în etajul 3 locuiam și vedeam că pe etaj mai erau niște doamne cu pici, cu micuți. Și mama spunea, uite, să aveți grijă, da, de Dumitru. Pe Dima eram Dumitru, adică Dumitru acum mai e nou Dumitru, Dima. Da. E bine, Dumitru după acte. Și cumva am crescut pe coridorile căminului. Și deja pot spui că am simțit din libertatea asta că, uite, Badea mergea la școală, mama vindea la stații, la piață, pe piață improvizat, cum era. De noi vorbim de perioada anilor 90, perioada din filmul era Carbon. Da, apropo. Eu, uitându-mă la film, mă gândeam dacă ești sau nu generația restructurării și a tot ce s-a întâmplat. N-am prins copiicile, dar cumva din istorie ce s-a vorbit în familie, vei nu vrei asimilezi informația și parcă și tu ai trăit în perioada aia. Noi cumva cu toții suntem generația copiilor perestroicii. Da. Când totul era greu și nimic prin magazine și dacă îți cumpăra o pereche de pantaloni sau de papuci, era wow. Eu țin minte vremea. Noi suntem cam o generație, dar copiii de oraș cumva erau altfel crescuți și educați față de copiii de la sat, care aveau cumva un pic mai mult bun simț, mai existau cei 7 ani de acasă, copiii de oraș mai repede s-au schimbat în timpul perestroicii. Iată, a început după clasa 8-a, mi se pare, că să lucrezi ceva, să cauți, să faci. Păi da, eu din clasa, nu dintr-a 8-a, eu dintr-a 8-a deja, adică putem spune un fel de oficial mi-am găsit de lucru deja la construcții, apoi hamal și așa mai departe. Lângă asta lucram și hamal.
De fapt, prin clasa a treia, vara a treia spre a patra, deja vindeam la piață. Eu vindeam flori la piață. La piața Flacăra de la Buicani. Asta nu e cum te-ai făcut businessman. Tu ai încercat. Nu am abilitățile date. Eu îți dau faliment acolo. Tu ești prea bun? Tu dai tot? Nu că dau tot. Eu repede mă plictisesc. Și cumva mă tem că o să fie haos în toate. La mine, mie îmi place haosul în toată treaba dată. Adică ceea ce fac eu acum, eu n-am un grafic stabil. La mine graficul e flexibil. Tu m-ai sunat câteva zile în urmă filmă. Da, ok, ne-am notat acolo. Măcar dacă poate avem altceva să fac. Cumva am completat, am găsit timp, am făcut ceva mai devreme. Acum am venit la emisiune. Adică, dar având, presupun, o afacere sau ești mega, mega calculat, sau să ai noroc. Doar de asta, nu știu. Adică să ai noroc ca să meargă tot bine, știi? Cumva ai dat-o în bară, dar merge. E bine, bine că ai dat-o în bară, bine că n-ai reușit să investești. Bine că, sau prea repede ai investit. Sau ceva de gen. Adică se întâmplă multe cazuri în situație. Dar tu zici că ești haotică, împrăștiată în punct de vedere artistic. E tare greu să conviețuiți amândoi. E bănuiesc că programul Olesii e strict, fix, de la oră la oră, la 8, la serviciu. Ești medic de familie cu normă întreagă. Și mai sunt și pacienți de ei care își permit să mai sune și după program și să mai scrie mesaje. Eu sunt cam tot de asta știu. A, da, tot. Da, eu tot îmi permit uneori să-mi sun medicul de familie și să întreb ce să le mai dau copiilor, dacă răcesc sau una alta, chiar dacă omul e acasă cu familia lui. Uneori chiar asta e mai bine. Decât să porți copilul, de exemplu, dacă vorbim de copil. Mm-hmm. Decât să porți copilul pe coridoare, să vii, să stai... vine cu o viroză, mai vin alții cu o gripă sau nu mai știu cu ce acolo și se mai reinfectează cu altceva. Uneori chiar e bine la telefon și poate asta te salvează că acum adresabilitatea la medic este foarte mare și rânduri, sunt rânduri, chiar pe lângă programări noi avem cazuri urgente care trebuie să le acordăm ajutor, da. Și uneori chiar la telefon chiar e poate și mai bine. Uhum. Cum se împacă graficul unui om echilibrat cu graficul unui vulcan, deci, unui uragan? Nu e adevărat că e echilibrat. Chiar dacă sunt în așa profesie, noi avem ceva comun. Când degeaba suntem împreună. Deci noi chiar avem ceva în comun. Că acum, da, poate mai echilibrată din cauza că am deja doi copii, sunt mamă, sunt medic, am multe responsabilități. Dar cumva deja cu timpul ne-am făcut un program, cine e copiii când e, eu am program când lucrez de la 8, când lucrez de la 1 și deci și cumva ne-am organizat. Dar ne strădem, adică iarăși flexibilitate, știi, cum ne-a sunat, tu reușești să iei, da, bine, hop, s-a luat, adică. Nu mai ajută cineva. Cum era la emisiunea și Olesii și cu ajută. Dacă ai primit. Am avut o perioadă care a fost într-adevăr așa ca un vulcan s-a dezvoltat cumva și familia noastră și noi ne-am omulțit, cum s-ar spune, în popor. Da, da, și diferența dintre copii e destul de mică. Deci eu am fost în concediu de maternitate 4 ani. Atunci noi am avut timp, deci ca eu să am grijă de ei, ca cumva noi ca familie să creștem și să ne... nu știu, să ne... Să ne acceptăm unul pe altul. Deci și aceștia 4 ani au fost importanți. Apoi eu am ieșit din concediu de maternitate și cumva încet și zis, hai, grădinița, hai, școala, acum e mai dificil, dar e bine. Pot să spun că această perspectivă pe care am avut-o eu, bine că în perspectiva reușită, sau perspectivă poate nici nu știam ce mă așteaptă. Dar timpul ăsta acordat pentru dezvoltarea mea, adică se datorează Olesii până la urmă, că ea stătea cu copiii. Eu uneori mai implicam, dar așa, era superficial. Fugeam, uneori în zadar făceam niște lucruri, uneori, sincer, mă enervam, de exemplu, că cum nu mă înțelegi dacă îți spun că asta e foarte important? Și spuneam, dar nu, că nu e important. Uneori atingeam scopul cealaltă, uneori nu atingeam, uneori avea dreptate, uneori. Adică ca orice om, cineva are dreptate, cineva nu are dreptate și viceversa. Dar pot să spun că... Am avut răbdare cu tine. Da, acest timp mi-a fost acordat. Sau poate el cu mine. Ce? Sau poate el cu mine. Da, sau poate... Noi zic că ai avut răbdare cu mine. Din ambele părți. Ia spuneți-mi, pentru că rutina te mănâncă, știi cum zici, când lipsurile intră pe ușă, iubirea iese pe fereastră. Și începuturile voastre bănuiesc nu au fost tare roze. Deloc roze. Mai ales și doi copii care au apărut repede, unul după altul. La chirie. La pasă, vreau să zic, chirie. Nu, cum se șlefuiește o familie și se clădește fundamentul? Chirie,
bani care abia ajung poți, aici. Nu știu cum. Eu, de exemplu, cum am perceput, pentru mine cum a trecut, eu nu știu de ce. Adică... Te-ai maturizat, te-ai schimbat, ți-ai dat seama că ai de hrănit încă trei guri? Pentru asta realitatea vine, dura vine, asta e. Timpul vine, vine încet. Dacă aveai grijă încet, doar de tine, la un moment dat ai pomenit că trebuie să mai hrănești nevasta și încă și doi copii mici. Eu pot spune, iată, acum, uitându-mă în spate, elementar, de exemplu, noi, mașina nu era mașină în familie, Mihai deja era născut, Ilinca încă nu era, și cumva, noi, nu cât des, dar o dată în lună, o dată în două luni, mergeam la Drochea, adică... Transport public, bănuiesc. Transport public, ne duceam, da. Autobuz, cu autocar, cu... Sau veneau părinții mei după noi. Părinții, da, sau... Veneau, ne luau cu mașina și eu cu copilul mic ne duceam la Drochea, ne duceam... Da, se întâmpla și cu transportul public, adică cu... Asta, morșutca, cum se mai spune. Tu nu ți-ai alintat nevasta. Ea nu s-a măritat cu unul, cu casă, cu mașină. Aia, atunci nu ți-ai alintat. Un actor de la Zebra Show. Am discutat spre asta. Eu am meritat... Să ajungă aici. Are tot dreptul, lasă ce arăzi. Da, zi pui ea. Da. Vă știți că eu la grădie am primit o poezie. Ai primit ca să o înveți? Da. Pentru Ziua Mamelor. Dar tu știi că această emisiune o să iasă pe post exact de Ziua Mamelor? Uh-huh. Și poți să o spui acum? Știi deja cuvintele? Da. Sigur. Te rog să ne-o spui și nouă. O răbdat, o răbdat. Știi cuvintele la toți copiii din grup. Să zic? Da, spune. Mi-e drag cuvântul, mama, mereu când rostesc. Nu e mai scump pe lume cuvânt ca să-l iubesc. E tare frumos. O răbdat, o răbdat jos. Da, dați-vă o poezie. Ne mai vorbim un pic și să-ți spui o poezie, da? Și pe urmă ne mai zic o pauză. În limba engleză. O facem o pauză, da? Mai spui una pe urmă. Mihăiță, tu nu zâmbi, va trebui să înveți și tu o poezie pentru mami. Cu ce o să o feliciți pe 8 martie, nu? Că va trebui cumva să pui cu tate acolo, să complotați voi, să-i luați flori lui mama. Dar noi avem faceți așa ceva? El, da. A, aveți o înțelegere să faceți mâncare ziua aia? Că pentru mine și asta la fel, da, ne-am gândit. O să vedem, o să mai da. Deci aveți secrete ca între bărbați? Da. Da. Să nu spuneți la nimeni, dar noi am înțeles. Nu știu ce cred, dar da. Bravo, Mihai, cu drăbăța ta. Dacă te întreabă, dacă te mați, spui că da. Da, mai spune, Ilinca. Da, tata a mers la cabană. Și cu mama și cu tata? Da, toată familia. Eu am înțeles că vă place în general să călătoriți. Da. Da? Și ce ați reușit să vedeți până la vârsta voastră? Pe unde ați fost? În Turcia. Da, la mare, nu? În... Germania și încă o dată în Turcia și încă o dată. Și încă o dată în... unde? La cabană. La cabană în România. În România la bazin și în România la munte. Da. Ilinca, la e călătorile alea obositoare, trebuie să mergi, fie cu mașina, cu avionul. Cu... Până la cabană a durat doar 2 minute. 2 ore. Două ore. Știu că vă place să călătoriți și să petreceți timpul împreună și mi-ai zis că acum îți place să cumperi bere și să bei acasă cu nevasta. Gata, nu mai cumpăr. Dar nu mai bei nimeni bere în familia noastră. E bine, hai să toată lumea e sportivă. O băutură tabu, din păcate. V-am văzut la sală și trebuie să mă iau pe voi. Păi eu de ce nu mă strădui să nu mă mișc? Mă tem să nu strup sacoul. Acum putem... La final de emisiune o să mă scoate, să mă ajutați. Dar de ce ne voi... Adică voi împreună mergeți la sport? Toți patru. Toți suntem. Avem abonament family. Prima dată în viață. Noi avem abonament. Ai privit, este un desen animat. Există familia supereroilor. Da, dar cum? Dar de fapt, supereroul e cel care îi duci puteți odată. Da, da, ăla e care zboară și îi duci pe toți de urmă. Așa da. Că Dima îți cumpere pe Jack nou. Numai decât. Dar voi faceți împreună sau la nu, 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 acasă împreună faci. Acasă la parte. Tu voi și acasă faci sport. Ei, putem să numim sport. Eu fac și flotări. Am înțeles, noaptea când stai jlugnena. Eu pot să fac niște flotări. Ei, nu sunt de prin anii 90. De acolo, nu sunt greu. Deci. Aia spuneți-mi, Zebra a apărut în familie în timp ce voi erați deja familie. Era. Dacă... Nu, Zebra mai devreme. Zebra în 2011, 2010-2011. Cap.
Dar pe mediul online, pe mediul online, în 2018. Când noi eram, noi eram în spate, adică aveam spectacole, cum spuneam, prin cluburi, apoi la filarmonică, odată la trimestru scoteam câte un spectacol. Cât încredere aveai în Zebra lor că o să fac ceva din asta? Aveam încredere. Da? Adică puteai să-l susții, aveai certitudinea că omul ăsta faci ceva care cumva o să aducă un plus valoare și familie. Când făcea el bucătărie... Nu făceam bucătărie, eu găteam bucate. Sunt două lucruri diferite. Eu... Am pornit să fac bucătărie, dar nu pun teracotă, de atât m-a oprit. Nu eram de acord cu ceea ce face. Știam că are alte posibilități și capacități în... aici. Da. Și chiar eu am fost ca cei care l-am susținut ca să meargă la arte. Că... Aici, da, da, ești de acord. O legișcă. Da, te rog. Da, mereu am știut. Am crezut. Nu știam ce o să iasă, dar l-am susținut. L-am acum, într-o fel, s-o chiar, are dreptate, adică spune adevăr, adică că poți confirma. Și adevăr? Câte ani aveai când te-ai dus să faci actorie? N-am făcut actorie, producție. Cât aveam? Aveai, Iuleacă? Adică 27. Adică nu aveai 19 ani? Nu, eram 27, colegii, da. Erau, colegii erau din 99, adică erau... Aveai chef să înveți? Știi, oamenii care dau de muncă și de bani nu mai vor să se întoarcă să facă facultate, adică nu simt necesitatea, dar și întrebul. Dar eu chiar voiam să... Eu așa de entuziasmat eram și Olesia m-a susținut. Plus asta am reușit să fac cunoștință cu niște băieți din domeniu care deja învățau sau care au absolvit sau care învățau perioada aceea, care actorii, care producții, care regii făcuți. Chiar am făcut așa un meeting cu ei și mi-au povestit fiecare specialitate în ce constă. Și cumva eram entuziasmat, băi, mă duc la arte. Și am pornit acolo și chiar primul semestru, adică fără restanțe m-am ales. Chiar frecventam, chiar dacă era Mihăiță, adică cumva fugeam și la lecții. Adică mergeam la lecții, mergeam și la bucătărie, mai lucram și bucătar pe atunci, când mai luam niște schimburi. Și la radio mai nou am început a lucra. Dar reușeam, parcă reușeam. Și deja din semestrul 2, parcă să mai... Nu știu, mai lene au apărut deja. V-am spus că repede mă plictisesc. Am crezut că nu mai ajung azi acasă la mine. La noi acasă, Vic. La noi. Da, dacă era și la noi, erai de mult să repar lunina asta în limbic și nu era ajdem și să mâncăm sub lumânări. De 3 zile stăiam. Așa e mai romantic. Dima, eu înțeleg că guvernul îți zise că nu mi simt lunin, dar nici chiar așa. Vic, eu ți-am lămurit. Eu nu mă pșep la electricitate, nu mă bag eu. Dar nu ți-am zis să te bagi tu, Dima, nu ți-am zis să te bagi tu. Găsește, sună un om, lasă-mi vină să repare. Eu n-am timp, eu toată ziua lucrez, dar tu șezi acasă nu faci nică. Eu stau acasă, stau mintezi și stau acasă. Nu așa a fost înțelegerea, că la Dolia Copchil stau eu în concediu de maternitate. Și dacă stau acasă, asta nu înseamnă că stau degeaba. Dima, concediu de maternitate durează 3 ani, dar tu de-am șezi acasă 5 ani copii. Dima, eu am mâine așa o să de gretă, nici nu-ți închipui. Da, și? Vine un sponsor din Franța și-i tare greu oi mușe cu ăsta. Și dacă am să-l conving, am să ajung director adjunct. Dar dacă nu, Dima, apa să ne schimbăm noi cu locurile cu tine. Și-am șed eu un concediu de maternitate, dar tu ai să duci și ai să lucrezi. Tu doar știi pe directorul ăsta, Niu, că-i tare înapoiat. Normal, bărbat. Vica, dacă mâine dimineață contractul nu-i semnat la mine pe masă, banii firmă n-aș de unde să știi! Tu te aleași ca să țară cerceii! Tu te aleași ca să țară cerceii! Da, și asta chiar e ulei cantut. Nici să lăsă că nu vrei? E mai asta, Aleac. Ai făcut curat în casă, ai făcut mâncare. Nu ți s-a întâmplat nică? Dar și tot s-a întâmplat. Că deodată cauți motiv, știi? Eu ca un bărbat normal, am vrut să întâlnesc pe mie, curat în casă, spun ceva pe masă, să bucuri. Ia stai, Aleac, dar mâine vineri, așa? Te duci cu băieții la bere?
Și chiar dacă mă duc apșe. Și mă duc și n-am dreptul. Tu plătești sau și? Schimbă intonația. Da, tu plătești. E mai ușor să faci un om să plângă decât să... Exact. Și în țara asta încet, încet e tot mai greu de râs. Da. Nu că n-am avea de ce râde, dar e chiar complicat. Cât de tare te deranjează? Asta își impune fiecare om. Iată, în discuții, știi, când începe, cum la tine? E, cum, greu, da, chiar greu. Dar tu ai așa o dispoziție de dimineață, dar cum, greu, e greu, și cu lucru. Și tu nu vrei să spui, băi, la mine bine, știi? Eu am dispoziție, la... clar lucru, nu sunt bogat, nu am mașină nouă, n-am... Și, dar eu mă simt bine, știi? Și nu vrei la spun, și idiotă este, și cu dânsul. Adică... Și tu vrei, nu vrei, te adaptezi după om, știi, după situație. Nu, eu știu că aveți un apartament pe care trebuie să răsplătiți vreo... Mai avem. Vreo cât, vreo 20 de ani? Mai puțin. 19. Deja mai puțin. 19. Tot da, înainte. Da, dar noi 19 pentru apartament, dar până la urmă noi n-a să achităm toți 19 ani. Nu, primește, peste 11 ani, că Mihai primește 8 și ies plătească, dar gata. Plătit noi vreo 13 ani, Iresu. Pe lângă, peste 2 ani, iarăși rămân plătească. Testament. Da? Ne lăsa tata un credit. Nou clas și la lucru. Păi dacă o să-ți oamenii ție... Nu, să lasă aici. Nu, mai, nu. Da. Cu studii superioare, lasă fi. Eu acum la 33, aproape 34, s-a anul 2 la facultate. Și tot spune, bravo, câta facultate deja o faci? Eu spun că a patra. Dar nu-i spun că l-am absolvit. Nici una nu-i absolvit. Asta ca la punctul militar, când am fost... Uh-huh. M-am trezit la 30 de ani, că trebuia să fac permisul de conducere, că la 30 l-am făcut. Dacă vă dați seama, la mine studiile sunt în toate domeniile radicale. Și trebuia să fac livretul militar. Și m-am dus pe Milano Nou acolo, mă duc și le-am... Bun, că de dat m-au recunoscut acolo, era un capitan. Spun, treci tot... controlul medical al fiecare doctor acolo, chirurg, oculist și mai este. Da, da, sunt, toți, sunt. Da. Și evident că este cabinetul psihiatrului. Fără psihiatru tu nu primești livret militar. Și eu, bata... Și exact... nici carnetul de conducere, apropo. Da, păi nu poți. Păi eu avem nevoie de livret pentru asta de conducere, de permis de conducere. Și eu am bătut la ușă, exact ca și în toate istoriile. Adică ei vorbește la telefon. Nu o nervesc, știu că e psihiatru și da, așa se zvonește. Odată am bătut la ușă, vorbește. Iar mai aștept vreo 3-4 minute, băi, dar iar vorbeau, dar tot mai tare și iar bat la ușă, zic, da, bă, într-o aia și astea. Și la fel, când a ajuns la capitolul studii, zic, mă întreabă, 30 de ani, cine a făcut armată? Zic, ei n-am vrut să pierd anii, am vrut să învăț, dacă în Dumnezeu eu câți ani am pierdut la studii. Și vezi, ce studie? Zic, am făcut mecanică, da, și când ai solvit? 2014. Bun, 2014, acolo scrie. Și ai făcut master, dați dat acasă să verifici. Că apoi am făcut producție film și TV. Ai terminat-o? Da! Mi-am notat acolo. Adică am scăpat. Dar dacă aveți... De asta am spus? Puteți montați asta. Acolo am notat că... Adică am studii superioare, 2 studii superioare. Păi 2, deci 4 de fapt. Dacă ne-ai terminat. Superioare incomplete, voi eu așa spun. Superioare incomplete. Dar de fapt este ciclu 1, adică până la... Dar eu simt că tu o să faci până la urmă facultate și mie mi se pare că carbonul aici te-a ajutat. Probabil. Pentru că ți-a schimbat imaginea. Dacă până acum erai Dima Beton... Acum e domnul Dima Beton. Acum e. Cum așa se adresează, domnul Beton. Nu e ușor să trăiești cu un comediant în casă, cu unul fără... Studii, superioare, iar cu iar de studii. Nu, zis-o, nu de studii, am vrut să zic. Fără orar fix, știi? Că unele femei se bucură că bărbatul a ieșit la 7 dimineața din casă și vine la 5 seara. Tu ești omul care umple tot spațiul din viața Olesei și probabil asta e frumos în familia voastră. Ne străduim să... Cât trăiești, atât timp înveți. Adică nu vorbim doar de studii superioare. Cred și sunt sigur că noi deja avem niște rezultate foarte, foarte mari în calitate de părinți și calitate de soți și soții. Astea sunt cele două rezultate frumoase și sănătoase. Și asta contează în primul rând. Gata, pun punct. Sănătate și o primăvară frumoasă. Iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. Numai bine tuturor!